Ce costuri anuale am eu la Toyota mea Auris hibrid? În cazul în care nu știți sau este prima oară când ajungeți pe acest canal, eu am în momentul de față o Toyota Auris cu motorizarea hibrid. Este din anul 2017, dar prima matriculare a fost undeva în august 2018. Din ce am înțeles, mașina a stat un an de zile în showroom. Capacitatea cilindrică este de 1.8 și eu am plătit pe ea undeva la 18.000 de euro. Se apropie în curând și data la care trebuie să-mi fac revizia anuală și astfel m-am gândit să fac acest episod pentru că poate vreți și voi să vă cumpărați o Toyota Auris hibrid și ați vrea să știți ce costuri ați putea avea anual cu această mașină. Bun, hai să începem cu primul lucru, asigurările. Asigurările m-am gândit să încep cu ele pentru că este domeniul meu de activitate și vreau să vă spun că eu am un pachet de 3 asigurări la această mașină. Prima asigurare este binecunoscută asigurare RCA, o am încheiată la OmniaSig și mă costă 700 de lei pe 12 luni. A doua asigurare pe care o am este o asigurare de asistență rutieră extinsă pe care o am tot așa la OmniaSig și mă costă 100 de lei pe an. În această asigurare am mașină la schimb în cazul unui accident, am depanare, am asistență, am tractare, am o grămadă de servicii care mi-ar putea fi de folos în cazul unui eveniment. De exemplu, dacă fac pană, pot suna în call center-ul de la OmniaSig și vine cineva să mă ajute cu pana, dacă rămân fără baterie, tot așa sun în call center și vine cineva să îmi dea curent și așa mai departe. Deci mie mi se pare că este o asigurare foarte folositoare pentru orice șofer, având în vedere prețul foarte mic de doar 100 de lei pe an. Iar a treia asigurare este o asigurare tot facultativă și anume casco. Eu am o asigurare full casco, este încheiată la Asirom pe 12 luni cu plata integrală și costă undeva la 533 de euro anual. Asigurarea este fără franciză, deci în momentul în care am vreun eveniment, nu voi mai plăti nimic din buzunarul meu și societatea de asigurări va plăti toată contravaloarea pagubei. Bun, următorul cost pe care l-am este impozitul. Impozitul în București este cu reducere de 95% din ce mi-aduc eu bine aminte pentru motorizările hibrid. Deci eu plătesc undeva la 5 lei sau ceva în genul, deci o sumă extraordinar de mică, este ca și cum nu aș plăti impozit, după părerea mea. Alt cost pe care l-am cu mașina este rovineta, pentru că nu ai cum să circul doar prin București sau doar prin orașul în care ai matriculată mașina respectivă. Eu cel puțin o închei de fiecare dată pe un an de zile când îmi cumpăr o mașină nouă. Costul rovinetei parcă este undeva la 150 de lei pentru acest autoturism. Costurile de parcare din București le am gratuite pentru că în București există o vinietă de parcare pentru toate autovehiculele electrice și hibride, vinietă care te duci să o iei de la administrația străzilor, nu costă nimic și ai această gratuitate. În București, mai ales în centru, parcarea este foarte, foarte, foarte scumpă, costă undeva la 10 lei pe oră, deci poți plăti zilnic și câțiva zeci de lei. Bun, să trecem la capitolul revizii. Revizia mi-am făcut-o în fiecare an, din cauza că mașina încă este în garanție, sunt nevoit, să zic, sunt obligat să o fac într-o reprezentanță. Dar am sunat în fiecare an la reprezentanțe și i-am întrebat dacă îmi pot cumpăra piesele din altă parte și să mă duc să le plătesc lor doar manopera. Mai toate reprezentanțele din București au fost de acord, așa că întotdeauna îmi cumpăr piesele de la Răzvan, de la 99 Vehicles, le comand cu câteva zile înainte, mi le trimite și ulterior îmi fac programare pentru revizie. Acum trebuie să fac revizia de un an de zile, am 43.000 de kilometri la bord, manopera mă costă la o reprezentanță Toyota undeva la 180 de lei, iar piesele mă costă undeva la 290 de lei, chiar astăzi mi-a trimis factura. Hai să vedem ce îmi trebuie pentru această revizie. Bun, deci am așa, 5 litri de ulei Ravenol 0W20, am un filtru de ulei MAN, am un inel de etanșare bușon ulei.
Deci cam astea sunt consumabilele de care am eu nevoie pentru această revizie. Următorul cost pe care l-aș putea avea este schimbul de anvelope. Eu sunt adeptul anvelopelor all season pentru că nu-mi place să pierd vremea în fiecare anotimp și să mă duc să-mi schimb anvelopele, să stau la coadă, să fac programare, să am costuri și așa mai departe. Mi se pare o birocrație și un timp pe care îl pierd. Și din acest motiv eu de câțiva ani folosesc anvelopele all season, îmi iau niște anvelope destul de bune, niște anvelope premium, de exemplu acum am montate pe Toyota anvelope Pirelli, nu îmi iau orice chinezărie sau anvelope ieftine și pot să spun că și pe zăpadă, mai ales în București, au fost foarte bune, nu mă duc la munte, nu mă cațăr cu mașina, știu că un schimb de anvelope ar fi undeva la 150 de lei în București, deci ar fi undeva la 300 de lei pe an, două schimburi de anvelope. Evident, odată la ceva timp se mai strică un bec, mai trebuie să schimb plăcuțele, dar nu sunt niște costuri constante. Acestea sunt niște costuri pe care le-ai avea cu absolut orice mașină și sunt doar din perioadă în perioadă. Consumul acestei mașini este foarte mic, consumul undeva la 4-5%, are rezervorul de 35 de litri, ca la Matiz, deci rezervorul este foarte mic pentru că nu consumă foarte mult și atunci n-a fost nevoie să-i pună un rezervor foarte mare. Pot să spun că fac cam un plin, un plin și un pic, deci mă costă carburantul 200 de lei pe lună. Și dacă mai adăugăm și ITP-ul odată la 2 ani, ar veni până într-o 100 de lei pe an. Deci toate costurile pe care le am eu cu această mașină, evident fără carburant și fără alte piese, sunt undeva la 4.000 de lei, dar cel mai scump lucru din această sumă este asigurarea casco, poți să ți-o faci sau poți să nu ți-o faci, evident găsești și o soluție de asigurare casco mai ieftină, dar și o soluție de asigurare casco mai scumpă. Da, deci 4.000 de lei, dacă împărțim 4.000 de lei la 12 luni, ar însemna undeva la 350 de lei pe lună. Este mult, este puțin, spuneți-mi și părerea voastră mai jos în rubrica de comentarii și eventual să-mi spuneți ce mașină aveți în momentul de față și ce costuri aveți anual sau lunar cu mașina respectivă. Dacă din suma de 4.000 de lei am scădea 2.500 de lei cât ar veni asigurarea casco, ar însemna că am costuri cu mașina undeva la 1.500 de lei, asta înseamnă lunar undeva la 120 de lei, deci 120 de lei să mergi cu o Toyota Auris Hybrid cu o valoare de 18.000 de euro, eu zic că este nu că ieftin, este mai mult decât ieftin, este o mașină care nu consumă foarte mult și nu cheltui cu ea mai mult decât ai nevoie. Dacă adunăm 120 de lei cât am avea costurile fixe pe lună, împreună cu un plin de carburant ar fi undeva la 300 de lei. Deci prețul pe care îl plătești lunar, din punctul meu de vedere, este foarte mic. Acestea au fost costurile pe care le am eu anual cu această mașină. Apropo, vreau să vând și mașina pentru că m-am gândit să-mi cumpăr ceva electric. Găsiți mai jos anunțul cu mașina pusă la vânzare. Dacă știți pe cineva, aș aprecia dacă îi dați acest anunț sau puteți distribui anunțul pe paginile voastre de socializare dacă vreți să mă susțineți. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, vă mulțumesc că ați distribuit anunțul cu mașina mea la vânzare. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike. Am rugămintea să vă abonați la canalul meu de YouTube, turtiți clopoțelul de mai jos ca să creștem în continuare comunitatea aceasta frumoasă Ritter Broker. Vă mulțumesc și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!